Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. A revenit în spațiul public doamna fost ministru Raluca Prună, care se delimitează de cel mai recent scandal din partidul condus de Cioloș. Mă despart, declară domnia sa, categorie de plus. E păcat că se lasă tărât într-un asemenea subiect. Despre ce subiect este vorba, Tiberiu? Da. Bun, doamna Luca, până acum tot respectul pentru dumneai. Dacă nu mă înșel... de poziția dumneai. Da. Da? Dacă nu te înșel, ce? Dacă nu mă înșel, dumneai era cu România să mai învețe, nu? Să lucreze și pentru un leu sau nu știu cum... Da. Sau nu? Da, parcă era. Parcă da. Da. Bine, acolo cumva era o figură de stil, dar era o figură de stil. A avut o argumentație, dar oricum. Da, cu un leu, dar bine, oricum, mesajul șochează. Era că mâine să înveți să lucrezi și pe bani puține. Da, da, da. În țara lor, că în afară pot lucra pe bani mai mulți. Bun, doamna Prună n-a fost membru plus, după cum a afirmat, nu a fost niciodată membru plus, doar imaginea dumneavoastră era asociată cu partidul domnului Cioloș, tocmai prin faptul că îl susținea pe domnul Cioloș, susținea ideologia. A fost ministru în cabinetul Cioloș, da. Susținea ideile și ideologia acestei formațiuni politice. Da, a apărut în peisaj, na, o doamnă Oana Maria Bogdan, membru în Biroul Național și Consiliul Național al Plus. Știți că are ceva atribuții în partii legate de imaginea partidului, nu? Sau... Da. Da. Care a postat pe Facebook zile trecute următorul mesaj. O parte din el ce... Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Că nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele. Uite, și îmi pare rău că n-am selectat, că mai era... Legat un fragment legat de familie, că da, da. Trebuie să dispară familia sau ceva de genul ăsta. Deci ne luptăm de secole, pot spune, să luptă omenirea pentru dreptul de proprietate. Da? Dreptul de proprietate care e sfânt, e garantat. Da? Țările ieșite din... Țările cu democrație avansată, da. Luăm Statele Unite, că la tot... Proprietatea timpul, e sfântă, proprietatea da? E sfântă. Da? Aproape. Și vine doamna asta și spune că când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib sau corporație. Deci, când cel mai important pas al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Și bun, și aia cu familia. Și noi după 30 de ani ne-am trezit că o luăm de la capăt. Dăm domnul Cioloș, că a fost întrebat și dumnealui, așa, spune că... presa și ceilalți au interpretat greșit... mesajul doamnei Oana Maria Bogdan. Bă, dar ce poți să interpretezi aici? Când spune foarte clar că, uite, trebuie să renunțăm la proprietate. E foarte ciudat când ai... Doamna Prună spune că... Bun, se delimitează de ideile lansate de Oana Maria Bogdan și cred că faptul că nimeni din Concerea Plus nu s-a delimitat aceste afirmații în condițiile în care, ghilimele, când ești imaginea unui partid, nu vorbește nume propriu. De-aia zic, bănesc că e purtor de cuvânt sau eu știu ce... Da. Da. Și atunci, evident, am mai zis, când ești într-un partid, când ai o funcție de conducere, că așa membru de rând poți fi și... Da, când am ai mai avut, de am conducere, mai avut nu o... poți să ai... Am mai avut noi cazul de idealistă la doamna purtător de cuvânt, la domnul președinte Iohannis. Dar nu mai țin minte exact. La început. Da? La început. Nu știu, da, atunci, cu... am mai zis, când reprezinți un partid, nu poți să emiți păreri personale... Da? Da. Tu poate vezi lucrurile personal într-un anumit mod. Dar tu când vorbești, practic vorbești sau lumea te asimilează cu partidul pe care îl reprezinți. Chiar dacă nu vorbești numele partidului. Partidul își dorește să ajungă la guvernare, da? Da. Iar percepția care? Da. Că plusul vrea să renunțe la proprietate. Da. Că asta e, nu că vrea să renunțe. Cel mai important pas al omenirii va fi cel la renunțări la proprietate. Da? Adică, nu știu, trebuie totul să fie la comun, fiecare, intri în casă, oricare, afaci. Doamna a trăit în România? Da, bine să vorbea de doamna că, cu misa, cu astea, că a făcut... cu yoga și cu... Da. Cu transcendentalul sau... Da, bine, putem vorbi despre asta și despre misa și... Așa ar fi o explicație, dar... Mă rog. Totuși. Nu, dar...
În fine, și mine m-a mirat... Inclusiv reacția domnului Cioloș. Mi-a reacția domnului Cioloș, care... N-am o părere foarte bună despre dumnealui, dar cel puțin în spațiu public a avut mereu atitudini bine punctate, bine argumentate. Da, da, da. Chiar dacă să spunem cu teoria asta bine, la practica asta mai prost, dar tot timpul în spațiu public a fost foarte bine argumentat, nu aveai ce comenta la afirmațiile dumnealui. E, ori acum e să spune că oamenii n-au... Bun, că presa n-a înțeles bine, dar n-a presa. Putea citi oricine postarea pe Facebook. Și au mai fost alții care au postat postii pe Facebook, le-au șters după aia. Da? Mm-hmm. Dar nu, doamna asta a lăsat acolo. A lăsat... Dar a insistat. A insistat. Poate crede lumea că să renunțăm la proprietate, să renunțăm la familie, că aia era și renunțarea la familie, la spiritul ăsta de familie, ar fi bun și sănătos pentru progresul omenirii. Poate pe undeva are dreptate. Bă, știi cum? Adică trebuie să te gândești ca partid, na. Îți alegi oamenii, așa te vede lumea. Da. 79 de personalități academice din Iași fac apel să ne implicăm în apărarea statului de drept. În continuare, e vorba de această dispută cu ministrul justiției. Bine, evident, actorii sunt alături de magistrați. Actorii și am văzut. Nu putem ignora niciun absolut fel de protest de genul ăsta. Corect. Da. Sunt 79 de personalități academice. N-am văzut, profesori universitari, doctori de medii specialitate. Da? Oameni care au anumită pregătire, oameni care cunosc inclusiv foarte bine unul dintre ei legile. Da? Da. Eu am zis, am văzut și actorii și alții, coordonanța asta 7. Mie nu mi-a explicat nimeni clar, în afară de procurorii din Suceava, când auziți de acea sintagmă, care, că dacă n-ai un comportament adecvat sau ceva, ori extrem de interpretabilă, n-a spus nimeni clar ce mai e, ce mai e acolo. Poate sunt. Poate sunt și sunt lucruri care pe noi îi depășesc ca neștiutori, necunoscători acestui domeniu. Poate și aceste personalități academice, pentru care evident avem tot respectul, au argumentări, da? Au o motivație foarte clară. Bun. Vreau să o cunosc eu. Dar dincolo de asta, ei merg pe un principiu care trebuie într-adevăr respectat. Deci coaliția de guvernare continuă un demers profund toxic și a trecut la modificarea brutală fără consultarea autentică a magistraților, a partidului de opoziție și a opiniei publice, a cadrului legal privind organizarea sistemului judiciar, îndeosebi a legislației referitoare la combaterea corupției. Aici am un duel cu combaterea corupției, în fine. Modificările aduse legilor justiției ar fi o adevărată operă de inginerie legislativă la limita prevederilor Constituției, așa cum reiese inclusiv din decizii ale Curții Constituționale. Mă rog, și mai spun că ordonanțe sau hotărâri de guvern care au fost aplicate și prin care este anulată independența justiției în raport cu puterea politică și face aproape imposibilă lupta împotriva celui mai periculos flagel care macină societatea românească, și anume corupția. Deci, pe fond, ca principiu, au perfectă dreptate. Și au fost niște prevederi care le-am discutat la vremea lor, prin care să îngreuna, poate, lupta împotriva corupției. Nu mai țin dacă au fost adoptate sau nu. Au fost... au adoptate și din punctul acesta de vedere. S-au dat ordonanțe fără a se consulta cu magistrații, cu procurori. Da. Inițial trebuia s-a revenit. Da, să te consult, s-a revenit, după aia să ne consultăm după. Da. Da. Pe mine ce mă intrigă, și am zis mereu, eu respect pe toți cei care susțin lupta împotriva corupției, da? Care ies în stradă pentru a protesta împotriva celor care corect vor să pună bodniță corupției. Dar trebuie să separăm această atitudine de protestele față de orice modificare adusă codului penal, orice modificare sau orice anulare a unor acte, da? Da? Făcute de doamna Chiove și domnul Lazar și alții, care... Chiar și mandatul domnului Cioloș. Da, care au fost considerate ca absolut normale. Da. Da? Și vreau să... Am făcut introducerea asta pentru că vreau să ajung la o știre care... Da, selectat-o. Ai selectat-o aici.
extrem de importantă și care s-a trecut extrem de ușor peste ea de către chiar cei care au protestat. Da? Chiar de către organismele internaționale europene, că dacă ții minte, discutam noi că când ne criticau la un moment dat pe așa, spus întreagă, nu știu care, Timmermans sau unul din ăștia, da, că aia cu protocoale, dar e treaba voastră, o rezolvați între voi. Acolo, da? Acasă. O rezolvați, da, acasă, dar n-a spus că nu e în regulă. Da? Nu, nici că nu e în regulă, nici că... Dar o rezolvați acasă. Da. Da? Fără să puncteze faptul că protocoalele au însemnat o gravă încălcare a legii. Da? Între timp a apărut motivarea Curții Constituționale pentru protocoale. Da? Și trebuie să înțeleagă toți românii că e extrem de important pentru ce a fost înainte, ce au reprezentat aceste protocoale. Deci Curtea Constituțională a arătat că aceste protocoale sunt în afara ordinii constituționale și au obligat legiuitorul să lupte contra unei paradigme juridice neconstituționale de peste 9 ani. Da, da? Da. Deci că obliga legiuitorul să lupte împotriva acestor protocoale. Și acum dau mai multe citate din motivarea curții, pentru că, repet, sunt foarte importante pentru modul în care s-a lucrat și modul în care s-a trecut mai departe și opoziția a trecut peste ele ca și cum ar fost, a fost o greșeală, dar hai puțin să răspundă și oamenii aia, pentru că s-a încălcat legea, s-au făcut abuzuri. Da? Asta e mai grav. Da. Spune așa Curtea Constituțională. Citez. Constatăm că Serviciul Român de Informații nu poate avea atribuții judiciare, nefiind un organ de urmărire penală, astfel că nu poate exercita acte de urmărire penală, separat sau în colaborare cu procurorii. Și implicit nu poate strânge și administra probe referitoare la o cauză penală. Deci, reamintim că aceste protocoale prevedeau că cei de la SRI, da, făceau echipe mixte sau chiar de ei individual, strângeau probe pentru cauze penale. Da? E un alt exemplu, poate puțin forțat, dar e același lucru din punct de vedere legal. Ca și cum ar face DNA-ul sau orice parchet un protocol cu Primăria Suceava sau cu Prefectura Suceava sau Consiliul Județean, prin care împreună fac dosare penale. Da? Și pune un om din primărie, din prefectură sau din Consiliul Județean, ia să meargă în echipă ei să strângă probe sau să strângă probe penale separat. Și din punct de vedere legal, repet, comparația nu e deloc forțată. E același lucru. Deci SRI-ul are niște buți, are niște atribuții, dar nu pe actele de urmărire penală. Mai spune Curtea Constituțională că analizând conținutul celor două protocoale, se constată că obiectivele ce au vizat în principal planurile comune de acțiune, deci echipele mixte formate în baza protocolelor, și echipele operative comune, stabilite prin primul protocol, depășesc cadrul legal, în condițiile în care SRI nu are calitatea de organ de urmărire penală și, prin urmare, nici competență în acest domeniu. Serviciul Român de Informații, nefiind un astfel de furnizor, înseamnă că suportul tehnic acordat excedează cadrul legal, stabilit prin normele codului de procedură legală. Deci suportul tehnic, ce spune înregistrările, sunt în afara legii. Da. Și trebuie să înțeleagă oamenii, iar că mulți au văzut astea, și acum spun, că scapă corupții prin faptul că... Nu, e un mod de respectare a legii. Vedem și la filmele americane, i-a găsit unui ceva în mașină, da? Un obiect care arăta că el e făptașul. Iar întrebarea judecătorului, aveați mandat? Nu, sănătate, plecați. Chiar dacă știi, toți îți convingi că respectivul e făptuit. Toți admirăm, wow, ce frumoasă e justiția din Statele Unite și vrem și noi așa. Da? Păi asta înseamnă respectarea legii. Da. Curtea, în această fază a analizei sale, constată că problema principală dedusă judecății sale vizează faptul că Ministerul Public și-a asumat rolul de legiuitor, adăugând la lege prin conținutul protocoalelor de, colaborare. Deci, constată Curtea Constituțională că Ministerul, da, și-a asumat rolul de legiuitor. Deci, legiuitorul fiind de Parlament. Parlamentul, da? Da. Deci, singurul în țara asta, potrivit Constituției, care face legi, bune sau rele, e Parlament. Parlamentul. Da? Nu poate să vină Ministerul Public sau oricare minister să facă legi. La fel de bine din punct de vedere legal, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sportului, a Turismului, a Tineretului putea să facă o lege. Da? Face un protocol care, practic, depășește prevederile legii. Da? Da. Deci asta spune Curtea de Supremă, că Curtea Constituțională, că Ministerul Public a făcut legi. Așa, ce mai precizează Curtea Constituțională?
Atât în raport cu Parlamentul, cât și în raport cu alte curte de casație și justiție și celelalte instanțe judecătorești, conflictul are natură constituțională, pentru că asta era, da, pentru asta a fost sesizat, susținându-se și imputându-se Ministerului Public faptul că s-a subrogat legiuitorului și a emis un act legislativ simulat, ceea ce a dus la situația în care justiția să fie înfăptuită pe baza unui asemenea act. Da? Deci s-a înfăptuit justiția pe baza unui act care este în afara legii. Cam asta spune, da, Curtea Constituțională. Curtea reține că începând cu anul 2009 s-au creat premisele normative pentru ca Serviciul Român de Informații să exercite atribuții de cercetare penală în orice domeniu. Or, acest aspect duce la încălcarea articolului 1, alineatul 4, privind separația și echilibrul puterilor în stat, și articolul 61, alineatul 1 din Constituție, cu privire la rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a țării. Să mai precizează în motivare că prin aceste prevederi se nesocotește competența Parlamentului, se diminuează rolul procurorului în cadrul procesului penal și sporesc rolul serviciilor secrete în cadrul acestuia. Deci, argumentația e aproape foarte, da, clară. Foarte clară și, da, avem practic, deci 9 ani de zile au funcționat niște protocoale, da? Deci niște hârtii, se mai trebuie, da, niște instituții, care în baza acestor protocoale au stabilit, instituțiile astea au stabilit alte lucruri decât prevede legea. Au stabilit, deci tu faci anchete penale, deci instituția respectivă serie, da, n-am nicio treabă, au stabilit modul în care să fac dosare, deci altfel decât prevede legea, da? Și nimeni nu-i tras la răspundere. Deci, practic, s-a încălcat flagrant legea, da? Dacă un om a mers acum, merge un flămând mâine și fură o pâine, da? Ăla e luat și, bine, acum, din fericire, mai există și clemență în justiție, să mai dă, da, pentru un caz de genul ăsta, da? Dar omul ăla oricum e luat și dus la poliție pentru că a încălcat legea, da? Dar a încălcat omul mai puțin decât acești oameni care 9 ani de zile au făcut niște protocoale în baza cărora s-a putut face. E greu de crezut că ei nu aveau știință că lucrurile nu sunt în regulă sau chiar în afara legii, da. Pe atunci nu te supăra. Acea secundă, a doua, ăla care a semnat, da, zbor din funcție și din sistemul ăsta, d'acum, domnul Lazar, da, a semnat protocoalele astea, domnul Achioveș a semnat protocoalele astea. Da. Deci e clar, ori știi ce înseamnă, da, și trebuie să știi ce înseamnă, da? Ori, bun, dacă mai nu... sunt și unele voci care susțin că toate aceste protocoale au fost la sugestia unor structuri din afară, ambasade, gen, da? Nu menționăm neapărat. Foarte posibil. Sunt voci care susțin. Foarte posibil. Dar stai puțin, dar avem aceeași problemă, iar vine altcineva și ne face ordine în țara noastră. Spune, ia, faceți așa, faceți protocoale. Da. A, Constituția voastră, legile voastre, lasă-le alea. Nu. Da. Deci, pe mine asta mă doare. Un om, dacă săvârșește o infracțiune cât de mică, repet, fură ceva dintr-un magazin de foame, de nu știu ce, îi luat și pedepsit în mod normal, cum e conform legii. Conform, da, legii. Da. Da? Dar aici, 9 ani de zile, s-au încălcat legea ale țării. Și nimeni nu este tras la răspundere. Da. Da? Și s-au săvârșit la nivelul abuzuri, unor instituții importante. Importante. Da? S-au săvârșit abuzuri în baza cărora, hai să luăm altfel, partea financiară, în baza cărora s-au făcut dosare, s-a cheltuit foarte mulți bani, resursă umană. Da? Avem dosarele celebre ale Elenei Udrea, ale, da, Bica, astea cu... De fapt, tot ce înseamnă în cazul Udrea și cu ăsta care a fost președinte la box, cum îl cheamă, acel apsa, Rudel Obreja, da, care a fost eliberat, da, și el, da? Pentru că tot dosarul s-a făcut bază de... Da. Nu, stai că ăștia au fost cu completele de 5. Da, de 5. Da, da. Dar tot dosarele astea și în altele au fost multe înregistrări, da, mult dosare sau multe mici judecate, baza înregistrărilor făcute în baza acestor protocoale. Da? Și sunt instanții care au început deja să anuleze. Pentru, da, că sunt și... Bine, procesele se reiau. Procesele se reiau, nu înseamnă, da, că... Da. Da. Și curtea, și cu siguranță că după apariția motivării Curții Constituționale, mai multe instanții vor anula aceste înregistrări. Și e absolut normal, nu înseamnă că cineva vrea să scape, să facă scăpați corupție. Da. A, că în secundar, în subsidiar, să dorește asta, să urmărește, da, în anumite dosare, poate că Dragnea are înregistrări în dosarele lui pe acest sistem, da? Da? Și
pornind de la el, să ajunge să repare o chestie anormală, e foarte posibil asta. Da? Da. Dar noi trebuie să vedem, în primul rând, scapă un om, 2-3, care poate, dar nu că scapă, dispar niște probe din dosar, dar, repet, probe obținute ilegal. Da. Dar trebuie să vedem, în primul rând, faptul că prin astfel de măsuri, hai să spunem măcar, se limitează posibilitățile de încălcare ale legii și desăvârșire a unor abuzuri asupra unor oameni nevinovați, da? Da. Numai că, iar m-am plictisit sau plictisit telespectatorii să reluăm cazul lui în Suceava, extrem de elocvente, da. Că noi în baza asta vorbim. Sunt, da? Și celebre de acum. Că avem cazul în Suceava. Nu sunt așa de celebre, asta e chestia. Sunt celebre aici la noi pe plan local. Da, da. Și nici măcar pe plan local nu. Eu mai vorbesc, întâlnesc cu mulți oameni și îmi spun poziția, știi? Da. Și chiar deci am avut o discuție cu chiar un domn din mediul universitar și foarte, da. Pornit pe aceeași idee ca și cei 79 de semnatari din mediul academic din Iași care spune, și am stat de acord și am explicat același lucru. Și am zis, uite, cazul din Suceava. Uite, nu știam de asta. Dar mai, ți-am mai spus un lucru, am mai pățit. Da. Nu știam de asta. Deci nici măcar cazul ăsta care la noi, care ar trebui să fie celebre, da? Da? Nici la noi în Suceava nu sunt atât de celebre ca să vadă oamenii, pentru că știi că omul citește odată, a făcut, gata. Nu, e prima impresie. Prima impresie, nu se mai uită după aia să urmărească. Da? Da, da. Chiar dacă și noi în ziar am dat în același loc și ce s-a întâmplat și așa, nu mai interesează. Își face, da, o impresie și gata. Da, da. Și eu și-am explicat. Uitați, pentru că oamenii sunt în funcție, da, oamenii dețineau anumite, aveau anumite demnități. Bun, da? Și asta, dar felul și cum au fost, i-am să uitați, cu comisarul, adică Crab, ei erau deja vinovați, comisarul, da, Crab, comisarul Maxim, da, polițiștii de la Gălănești, da, fostul prefect Sinescu, da, 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 corect. Și alții care au fost anchetat și, mă rog, ce s-a întâmplat în baza unor nici măcar suspiciuni, da? Rezonabile. Unor, da, abuzuri, efectiv, da, unor abuzuri. De, da, rațiuni. Da. Dacă aceste cazuri ar fi celebri, într-adevăr, la nivelul întregii țări, da? Oamenii ar fi poate mai... Oamenii, da. Da, mai, hai să vedem. Trebuie să despărțim. Da, trebuie, da, să continui lupta împotriva corupției, permanent, da? Dar să despărțim, cum mai, să despărțim lucrurile, da? Da. Măsurile, da, astea, astea limitează posibilitatea exercitării unor abuzuri. Da? Da. A, că pe aici, uite, s-ar putea și astea cu registrările și așa, completul de 5, e avantajat Dragnea. Da, asta e treaba. Dar, da, măcar... Deocamdată. Dar măcar, per total, cel mai important lucru, că limităm, da, existarea unor abuzuri. Aia nu înseamnă că Dragnea îi dispar dosarele. Nu, nu. Fi din nou judecate. Judecate, da? Da. Dar în baza... Pe baza probelor obținute legal. Deci legal, asta, da, repet încă o dată. Țintim toți spre democrații avansate și când vedem la televizor exemple de genul ăsta, cum nu a luat pentru că a încălcat legea, nu înseamnă o anumită probă, da, wow! Dar când la noi, stai că e ăla sau ăla. Da. Nu? Cum? Americani sunt celebri cu punguța. Da? Aia cu punga cu... Da. Simbolul respectării dreptului omului, punga de whisky, da, în sticla de whisky, în punga de, da, de hârtie. De hârtie. Da. Bine, aia cu proprietatea, trebuia să o băgăm, da, la doamna de la USR. Da, 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 da. Asta iar, da, doamna nu ai mai ascultat, dar pentru că nu știi ce simbol, pentru că e interzis consumul de alcool în public. Da, da. Și vedem în atâtea filme, stau ăia cu sticla și beau alcool. Orice polițist știe că acolo e alcool. Dar nu, da, are voie să intre în sticla fără aia mandat. Lui, fără mandat. Până merge în ce mandatul, l-au terminat sticla și-au aruncat-o. Da, 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 o scăpa de. Admirăm asta, dar când încercăm să implementăm la noi, nu că se luptă împotriva sistemului de justiție, se luptă, trebuie delimitate lucrurile și trebuie delimitate cu mult discernământ. Dar care, din păcate, în atâta patimă politică, discernământul ăsta cam dispare. Da. Mai luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.